Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. Suntem într-un sezon special, un sezon de pregătire pentru sărbătoarea întrupării Domnului Iisus Hristos și de aceea și temele noastre la această emisiune sunt pe măsură. Vor fi teme despre întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, despre pregătirea pentru acest eveniment măreț. În seara aceasta vă propun să discutăm despre profeția biblică și întruparea lui Hristos. Și nu puteam să invit decât un profesor de Vechiul Testament. În seara aceasta mă bucur să fie împreună cu noi domnul Aurelian Botică, este conferențiar universitar la Universitatea Emanuel din Oradea și președintele Senatului Universitar și mă bucur să fim pe această cale împreună și să explorăm împreună minunăția Cuvântului lui Dumnezeu. Bine ai venit! Mulțumesc, mulțumesc Daniel, apreciez mult invitația. Înainte de a intra în tema noastră despre profeția biblică, aș vrea să te invit să ne spui câteva lucruri despre slujirea pe care o faci în Oradea și prin aceasta există cumva și o cunoaștere de către ascultătorii și telespectatorii noștri a cine este Daniel Botică, Dan Botică, așa cum spunem noi, Aurelian este numele oficial. Corect, corect. Da, deci locuim în Oradea din anul 2004. Am început atunci cariera mea universitară la Universitatea Emanuel din Oradea și de atunci slujesc acolo, predau limba ebraică, predau exegeza Vechiului Testament, perioada intertestamentară și, în general, cursuri din sfera Vechiului Testament și a limbii ebraice. De asemenea, slujesc și la Biserica Emanuel din Oradea, unde sunt în echipa pastorală la biserica acolo și încerc, în mare parte, să echilibrez aceste două slujiri, cea universitară cu cea eclesială. Nu pot să mă laud cu un echilibru perfect, mi-aș fi dorit să existe un echilibru perfect, dar nu știu, încă nu l-am găsit. Dar în slăbiciunile astea Dumnezeu mi-arată că puterea Lui e desăvârșită și că El poate să umple un vas slab cu puterea Lui. Dar ne bucurăm, apreciem mult oportunitatea, e o onoare incredibilă să pot să am în față studenți, să am frați și surori cărora le slujesc, deci încercăm să îmbinăm academicul cu partea spirituală și eclesială. Da, mulțumim pentru aceste informații și Domnul să vă dea mult har acolo în slujirea aceasta. Înainte ca să se nască Mesia, această venire a Lui lumea a fost anunțată și numim această comunicare anticipativă profeție. Și aș vrea să te întreb ce înseamnă de fapt această profeție biblică, cum ar trebui ea înțeleasă? Aș defini sau aș răspunde la întrebare încercând să definesc în primul rând oficiul de profet, pentru că depinde foarte mult de modul în care noi înțelegem activitatea acestui om, depinde și răspunsul la întrebarea pe profeție. În antichitate, cel puțin în Vechiul Testament, un proroc era văzut ca un gardian al legământului lui Dumnezeu. Era mai puțin un prevestitor. De obicei, când gândim în termenii aceștia, gândim în termeni puțin mai moderni. Un profet e cel care se uită la tine și îți prevestește anumite evenimente despre viața ta. E ca un fel de clar văzător, un fel de ghicitor. În Vechiul Testament exista și această dimensiune a prevestirii pe care un profet o avea și voi reveni imediat la ea. Dar în mare parte când Dumnezeu folosește un profet, El ia un om care poate are o activitate normală până atunci și îl activează prin chemare, printr-o viziune, îl întoarce cu fața spre El și de obicei aceste revelații pe care profeții le primeau veneau în contextul unei crize. Sunt foarte puține sau aproape deloc momentele în viața profeților din Vechiul Testament care să nu fi trecut prin crize. Dacă ne uităm și la Isaia, de unde vin prorociile astea, la orice carte profetică, în spatele ei este o criză politică, socială. Și atunci Dumnezeu
inspiră oameni ca aceștia ca să dea un răspuns la criză. Și de obicei criza e cauzată de apostasia poporului Israel. Deci oameni care, așa cum vom vedea în cartea Isaia, îi întorc spatele lui Dumnezeu pentru a se întoarce cu fața spre idoli. Și idolii au diferite forme. Idolii pot să fie împăratul Egiptului sau poate să fie unul din idoli împăratul Asiriei. De ce? Pentru că ei promit siguranță, promit bunăstare materială, promit plăceri și astfel de binecuvântări. Și atunci când vorbim de profeție, de cele două cuvinte pe care le-ai menționat, în special cel anticipator, sunt foarte, foarte potrivite, dar trebuie să le punem în contextul acesta. În primul rând, un proroc este un gardian pe care Dumnezeu îl cheamă, un gardian al legământului. Dumnezeu a intrat într-o relație cu poporul pe baza unui legământ. I-a scos din Egipt o națiune de sclavi și în momentul când i-a răscumpărat, i-a cumpărat, la fel cum un stăpân ar fi mers în piața de sclavi și ar fi răscumpărat acel sclav. Și apoi, ca parte din familie, Dumnezeu face acest legământ. Legământul are și un aspect condițional și unul necondițional. Și atunci, în momentele de criză din istoria poporului, ai poporul Israel care efectiv uită legământul lui Dumnezeu cu Israel. În momentul acela, în moment de criză, Dumnezeu cheamă un profet și chemarea lui are loc special în contextul acelei crize. De aceea spuneam puțin mai devreme că atunci când definim profetul ca un fel de ghicitor, ca un fel de prevăzător, noi nu acoperim decât o mică parte a activității lui, a oficiului de profet. Cred că cea mai mare parte este aceasta de gardian. Omul apără legământul, cheamă poporul înapoi la legământ. De altfel, unul din verbele preferate de proroci este shuv în limba ebraică, care înseamnă întoarce-te, întoarce-te. Și e vorba de o întoarcere și fizică, e o întoarcere și spirituală, dar o întoarcere la ce? La momentul legământului de care poporul știa. Și atunci eu aș numi profețiile astea într-un fel profeții cu, și vom vedea puțin mai târziu, probabil când vom intra în Isaia și în Mica, sunt profeții cu impact dublu. Pe de o parte, este profeția cu impact istoric imediat în contextul acelei crize politice de care vorbeam, adică e un răspuns la criza politică în sine, și uneori astfel de profeții au și o bătaie lungă care transcende momentul în care trăiesc profetul și poporul, și ea se adresează de fapt unei realități care are să vină mai târziu. În cazul acestei activități de profetice, anticipatorie, dar e mai mult răscumpărătoare, adică sau transformatoare. Asta este misiunea unui profet, să transforme poporul și să-l întoarcă cu fața spre Dumnezeu. De aceea vom vedea că cele mai multe prorocii pe care le observăm în Scriptură nu sunt atât de mult prorocii legate de detalii de viitor. Ele conțin detalii de viitor și nu puține, dar cele mai multe prorocii au un impact istoric, social, cultural, imediat. De ce? Pentru că e o criză imediată. În cazul acestei crize, poporul spune: dacă vă veți întoarce la Domnul, se va întâmpla următorul lucru. Dacă nu vă veți întoarce, se va întâmpla următorul lucru. Și acum, în această dimensiune a ascultării sau a neascultării, apar și anticipările. Binecuvântări în cazul în care poporul se va întoarce, pedepse în cazul în care nu se va întoarce, și aceste binecuvântări și pedepse evident că au consecințe temporare și consecințe pe termen lung și chiar veșnice când vorbim de escatologie. Deci această dublă dimensiune a profeției biblice este, pe de o parte, dacă mă înțeles bine, are de-a face cu mesajul lui Dumnezeu pentru poporul lui, în contextul în care acest proroc a fost ridicat de Dumnezeu să îndrepte inima poporului, să întoarcă inima spre Dumnezeu, arătând acele aspecte negative din viața lor, acele lucruri care i-au făcut să se îndepărteze de Dumnezeu, dar în același timp aducându-le și soluția pe care Dumnezeu o are pentru întoarcere. Dar ai spus ceva și despre dimensiunea aceasta a anunțării și ancorării în Mesia, în
cel care va veni această anticipare. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, care sunt principalele profeții din Vechiul Testament care privesc nașterea Mântuitorului? Știu că avem multe profeții mesianice și fiecare carte a Vechiului Testament are și o dimensiune în sensul acesta, dar care sunt acele profeții care anunță despre Hristosul care se va naște? M-aș opri la trei dintre ele, trei dintre cele mai importante. Sunt nuanțări și în alte texte din Vechiul Testament, dar acestea trei descriu destul de specific persoana Domnului Iisus Hristos și o mare parte din activitatea pe care El a avut-o. Evident este textul din Isaia, capitolul 7, versetul 13, 14, poate discutăm puțin mai târziu și despre context, ce ecouri a avut această profeție în viața poporului când a rostit-o pentru prima oară Isaia și evident ce ecouri a avut mai târziu în Noul Testament, care ar fi a doua audiență, și ce ecouri a avut de-a lungul milenilor bisericii, inclusiv biserica noastră. Este vorba de prorocia în care Dumnezeu îi cere prin Isaia împăratului Ahaz să ceară la rândul lui un semn. Ahaz era într-o situație de criză enorm de mare și Ahaz spune: nu vreau să cer nimic ca să nu ispitesc pe Domnul. Și atunci Isaia răspunde: până când veți obosi pe Dumnezeul meu, de aceea însuși Domnul vă va da un semn. Dacă tu nu vrei să ceri un semn, îți dă Domnul un semn și semnul pe care ți-l dă Domnul s-ar putea să fie un semn foarte, foarte diferit de ceea ce tu ai fi avut în minte. Și anume, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel. Următorul este Isaia, capitolul 9, îl știm și pe acesta, din nou un capitol de criză, dacă ne uităm la felul în care începe, totuși întunericul nu va împărăți, și apoi, bineînțeles, versetul 6, un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii și așa mai departe. Acestea sunt cele două texte din Isaia pe care le putem analiza puțin mai profund în a doua parte a emisiunii. Și bineînțeles este textul din Mica, unde Dumnezeu vorbește despre un alt detaliu al nașterii, și anume Betlehem Efrata, identificând locul nașterii: și tu, Betlehem Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine va ieși cel ce va stăpâni peste Israel, și așa mai departe. Cam astea sunt, în opinia mea, cele trei texte reprezentative din Vechiul Testament despre nașterea Mântuitorului. Deci, dacă am înțeles bine, aceste texte ar trebui să le interpretăm întâi de toate în contextul istoric, imediat în care ele apar, și să avem o înțelegere a contextului istoric, ca să nu dăm o interpretare greșită, eronată acestor texte. Ar trebui să le punem în relație cu Noul Testament și cu venirea lui Mesia și în același timp să ne uităm puțin să vedem și în cum au fost interpretate și înțelese pe parcursul istoriei bisericii. Corect, corect. Dacă ar fi să începem cu Isaia, Isaia 7, avem textul acesta, am putea să ne discutăm despre primul text și să-l trecem prin cele trei, să zic, filtre, lentile, istoric, mesianic și istoria bisericii. Corect. Aș spune că un detaliu foarte important, de fapt nu doar pentru textul acesta, ci pentru oricare alt text, este înțelegerea contextului istoric. Și poate că uneori ascultătorii strâmbă din nas, oameni care poate au multe alte preocupări, dar nu neapărat cea a săpărilor arheologice, istorice, și spun: dă-mi, te rog, sensul direct, nu mă mai trece prin toate. Astea sunt chestii de laborator academic pentru voi. Eu cred că nu e neapărat răspunsul cel mai optim, pentru că cu un minim efort, fiecare ascultător, fiecare cititor poate să descopere această frumusețe a istoriei pentru el sau pentru ea. Și nu e vorba doar de Isaia capitolul 7 sau 9 sau Mica 5, ci pentru orice text. Este mai sănătos, pentru că imaginați-vă dacă eu aș
aș cita un paragraf dintr-o scrisoare pe care am scris-o soției mele acum 20 de ani și un paragraf care sună ciudat. Dacă cel căruia îi citesc paragraful nu știe absolut nimic despre scrisoare, despre relații, despre ce s-a întâmplat atunci, paragraful ar putea părea absolut de neînțeles sau chiar ciudat. Și putem multiplica exemplele. În sensul ăsta e foarte bine să înțelegem situația istorică. Și situația istorică era relativ simplă. Pe tronul din Ierusalim era împăratul Ahaz, unul dintre împărații răi. Și răutatea lui se manifestă aici, printre altele. Ahaz și trecuse copiii prin foc. Acum să nu uităm că un împărat în vremea aceea avea mai multe neveste și un harem. Deci își putea permite să ia din toți copiii pe care avea pe unii și să-i sacrifice. Sacrificiul era mare, dar Ahaz era unul din acești oameni. Dar cred că păcatul principal pe care Ahaz l-a comis a fost idolatria. Și anume faptul că Ahaz a avut o inimă împărțită, o inimă care în vremuri de criză apela la oricare ajutor ar fi părut cel mai potrivit pentru criza aceea. Cu alte cuvinte, Ahaz nu avea un principiu care să-l călăuzească. Ahaz avea doar situații pragmatice. O alegea pe cea mai bună, indiferent de unde venea ajutorul. Și în cazul acesta ne aducem aminte în capitolul 7, Ierusalimul este înconjurat de doi împărați. Rețin, împăratul lui Iuda, împăratul Siriei, pardon, și Iotam și Pecah, împăratul Israelului. De ce? Pentru că acești doi împărați, Siria cu Samaria, care este regiunea de nord, făcuseră o coaliție. Ahaz este în momentul unei răscruci. Efectiv, el trebuie să decidă și să parieze cu care forțe politice merge. E ca un fel de alegere pe care alegătorii din România o au în față și se întreabă, ok, dacă îmi dau votul partidului cu tare, are șanse să câștige, ca măcar să știu dacă tot votez, să votez convingătorii. Problema în vremea aceea era că alegerea putea să aibă consecințe de viață și de moarte. Acești doi împărați, Peca și Rețin, vin la el și într-un fel îi cer ajutorul și spun, hai să formăm o coaliție în trei, nu doar în doi, și dacă formăm o coaliție în trei, avem șanse mai mari să-l blocăm pe împăratul Asiriei. Ahaz, care este un politician foarte abil, se gândește, cântărește lucrurile și spune, nu mă aliez cu voi, nu mă interesează. Și atunci normal că acești doi împărați decid să-l deposedeze și să instaleze pe tronul din Ierusalim un alt împărat care să lucreze cu ei. Ăsta este contextul. Atât de mult s-a temut Ahaz când i-a văzut pe cei doi și zecile de mii de soldați care au înconjurat Ierusalimul, spune cuvântul că îi bătea inima cum se clatină pomii în pădure când bate vântul. În contextul acesta, Dumnezeu îl trimite pe Isaia și spune lui Ahaz, nu te teme, eu sunt cu tine, ai făcut alegerea bună, nu trebuia să te aliezi cu ei, aliază-te cu Domnul. Problema este că Ahaz nu s-a aliat cu Domnul, ci a apelat la Tiglat-Pileser, care era marele Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, a luat toate comorile din templul, viziteria templului, dacă ne aducem aminte că în vremea aceea templul avea și rol de bancă, unde depozitau comorile, templul era cam primul loc pe care armatele străine îl căutau, pentru că acolo erau comorile. Ahaz golește tot, trimite la Tiglat-Pileser aceste comori și doi împărați, capitolul 16, ne descrie acest eveniment când Ahaz apelează și printre altele îi spune lui Tiglat-Pileser, tatăl meu și stăpânul meu, eu sunt robul tău și sunt fiul tău. Tot ceea ce Ahaz ar fi trebuit să spună despre Dumnezeu îi spune acum lui Tiglat-Pileser. În sensul acesta apare prorocia din capitolul 7, versetul 12, când Dumnezeu vede că Ahaz se teme și îl trimite pe Isaia să vorbească cu el și spune, nu te compromite, cere un semn de la Dumnezeu. Dacă vrei un semn și te uiți peste zidurile Ierusalimului și vezi armatele cu zeci de mii de soldați și îți este frică, îți dau și un semn istoric, dacă vrei, un semn fizic, militar, cum vrei tu. Și într-adevăr, așa formulează Domnul, cere un semn, fie în locurile de jos, fie în locurile de sus, unde vrei tu, numește tu miracolul, eu mă onorez să-l fac înaintea ochilor tăi. Dar Ahaz deja ceruse un semn, nu de la Dumnezeu, ceruse un semn de la Tiglat-Pileser, pentru că îl cumpărase literalmente pe Tiglat-Pileser. Și în contextul acesta, Domnul vine cu prorocia și spune, o să-ți dau eu un semn, dacă tu crezi că
carele de război și ajutorul lui Tiglat-Pileser te vor ajuta, vreau să știi că te înșeli, pentru că mai târziu Asiria va veni și va dărâma tot, unul la mână, doi, când eu lucrez cu semne, eu nu vin cu care de război și cu puterea omenească, o să vin cu un copil. Și mesajul este unul șocant, pentru că numai de un copil n-avea nevoie Ahaz în momentul acela, avea nevoie de armată, avea nevoie de o demonstrație de putere. De aceea am putea să luăm acum ceea ce spuneai mai devreme, cele două sau chiar mai multe dimensiuni. Dimensiunea istorică, Dumnezeu îi spune lui Ahaz prin Isaia, se va naște un copil și copilul este un copil fizic istoric din vremea lui Isaia. Poate fi evident chiar fiul lui Isaia, pentru că sunt versetele de mai târziu care ajută. Dar nu asta este problema. Problema este de ce copilul acesta este apoi sau devine apoi tema mesianic. Autorilor Noului Testament care identifică în acest copil, care vine dintr-o fecioară care nu a avusese niciodată o relație, vine acest copil și efectiv reprezintă o nouă salvare. Cam astea sunt cele două dimensiuni. Sunt dimensiuni frumoase, dar aș spune dimensiuni care tulbură inima omului, pentru că ele vin ca răspuns la o criză pe care noi nu o vedem soluționată cu ajutorul unui copil. Noi o vedem soluționată cu ajutorul puterii, banilor, lucrurile care chiar impresionează. Și Dumnezeu spune nu. Când eu lucrez, te pun pe tine în situația de a primi de la mine un miracol, de a face o minune în viața ta și vei vedea că ceea ce pare slab, ceea ce pare neînsemnat și lipsit de putere, când Dumnezeu folosește acest lucru, El răstoarnă cele mai mari împărății. Cam ăsta ar fi contextul pasajului din Isaia 7. Ce rost a avut semnul acesta? Aș rămâne puțin doar scurt la contextul istoric. Ce rol avea semnul acesta pentru Ahaz? De ce vrea el un semn de la Domnul? Pentru Ahaz, din nefericire, nu prea a avut un rol, pentru că Ahaz golise vizitările templului, le-a trimis lui Tiglat-Pileser. Deci, în ceea ce îl privea pe Ahaz, semnul nu mai avea nicio relevanță. Are o relevanță pentru noi, pentru că se naște acest copil și este un semn imediat, dar copilul acela, istoric vorbind, nu-l mai interesează pe Ahaz. Ahaz avea deja propriul lui copil, pe Ezechia, care urmează la tron după tatălui, dar nu Ezechia este acest copil care vine. Deci, din punct de vedere istoric, semnul copilului, Ahaz îl respinge și spune, nu vreau să cer nimic. Dumnezeu dă semnul acesta, îl dă lui Isaia în primul rând, dar din punct de vedere istoric, imediat, el nu are o relevanță fizică clară să spună, ok, acest copil m-a salvat. Dar el este și în momentul acesta devine un semn pentru noi încine, pentru noi cei care știm cine a fost copilul acesta și în sensul acesta copilul de fapt devine un semn pentru cei care chiar vor să-l primească mai târziu când se naște din nou tot în mijlocul unei crize și anume dominația romană. Ce relație este între acest copil și numele Emanuel? Pentru că interesant este și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Cum ar trebui privit această atribuire a numelui acestui copil în contextul istoric, dar și în contextul profetic? În contextul, deci în filologic vorbind, numele vine de la o prepoziție, prepoziția im, cu un sufix pronominal, nu, imanu, adică cu, noi, sufixul pronominal unu comun plural, și apoi el este diminutivul de la Elohim. Deci cu noi el sau cu noi Dumnezeu, din nou, este un răspuns la criza cu care se confrunta Ahaz. Numele ăsta îl provoacă pe Ahaz și îl întreabă cu tine cine este, literalmente. Și Ahaz răspunde cu mine, adică imanu este Tiglat-Pileser. Isaia spune nu. Cu mine sau cu noi este Dumnezeu. Este o alegere, ori Dumnezeu, ori Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser e doar un pion pe tabla de șah a istoriei. Okay, putea fi un alt împărat și într-adevăr vom vedea că mai târziu sunt Shalmaneser și alți împărați asirieni care vin și chiar cuceresc. 722 cuceresc și nimicesc Asiria și multe alte națiuni forțează Israelul, adică Ierusalimul, să plătească bir greu. De fapt, i-au plătit încă de pe vremea lui Hosea și alții bir destul de greu și tribut destul de greu.
Dar cam asta este semnificația. E una ironică, evident, pentru că Ahaz trebuie să răspundă, cu tine cine este? Și el răspunde, cu noi este Tiglat-Pileser. Isaia spune, nu, cu noi este Dumnezeu. Și Emanuel, cu noi este Dumnezeu, evident că devine un moto pentru cei care în momentul crizei de nesoluționat, în care dușmanii par imposibil de respins, Dumnezeu îți spune, lasă-mă pe mine să lucrez în viața ta. Nu ca ai rămâne indiferent, stai cu mâna în buzunar, nu. Și încrede-te în Domnul și nu apela, pentru că aici e problema, nu apela la soluții care încalcă cuvântul lui Dumnezeu. Ce a făcut Ahaz? A încălcat cuvântul lui Dumnezeu. A golit visiteria de bani, a dus-o în contextul în care Dumnezeu i-a spus, uite, asta este calea mea, asta este promisiunea mea. Ahaz a respins-o. De aceea e o încurajare în vremuri de criză. Puțin mai neobișnuit, Dan, dacă ne gândim că mesajul de Crăciun, sau cel puțin când noi cântăm despre Emanuel, cântăm așa într-un context foarte pozitiv, vesel, lumini de Crăciun, globuri, cadouri, e un fel de fericire universală. În original, fericirea n-a fost deloc, n-a fost nici măcar prezentă, era un moment de criză și Domnul, pe fondul acelei crize, spune, încrede-te în mine și eu îți trimit simbolul cel mai slab posibil, un bebeluș care aparent nu poate să facă nimic de fapt, ăla este un semn de putere. Ahaz, din nefericire, l-a respins și de-a lungul veacurilor mulți oameni au continuat să-l respingă, mulți alții l-au primit. Cum a fost văzut textul acesta în istoria bisericii și în literatura ulterioară nașterii Mântuitorului? Corect. Deci este interpretarea pe care noi creștinii o împărtășim atunci când în Noul Testament ne dăm seama că oamenii își dau seama că acest Matei 1:23, prorocul Matei este insuflat de Dumnezeu și chiar recunoaște fecioara va naște, îi vor pune un nume ca să se împlinească ceea ce a spus prorocul și știm că Matei are câteva texte cheie în care leagă anumite prorocii din Vechiul Testament despre plecarea în Egipt și așa mai departe, despre moartea copiilor, textul din Ieremia. Matei aplică aceste și observ din nou, Dan, că o mare parte din aceste pasaje doveditoare sunt pasaje care au, așa cum are Isaia 7, au propriul lor context istoric. Dar în providența unui Dumnezeu ahistoric, unui Dumnezeu atemporal, pentru el, în momentul când face o prorocie aplicată la un anumit moment în timp și în spațiu, pentru Dumnezeu acel moment în timp și spațiu este irelevant pentru că El gândește cu mult înaintea noastră. De aceea aș spune că de-a lungul istoriei pasajul din Isaia 7 a fost pentru creștini a fost un pasaj din nou, cred că ușor înțeles greșit dacă ne gândim la răspunsul pe care El l-a dat. Aduți aminte de reacția împăratului Irod care la fel când a auzit de un copil s-a speriat literalmente pentru că a văzut-o ca pe o amenințare. Deci se pare că cei doi împărați care au primit această veste, Ahaz și Irod, niciunul dintre ei, din nefericire, n-a înțeles sensul adevărat și nu s-au supus. Amândoi s-au împotrivit. Cei care însă l-au primit și Biserica Creștină a recunoscut că este nașterea Mântuitorului, au fost binecuvântați de Dumnezeu. Ai menționat Isaia, capitolul 9, care este contextul istoric în care se aduce acest cuvânt din partea Domnului către profetul, prorocul Isaia? Contextul este tot unul destul de sumbru. Dacă ne uităm la începutul capitolului, întunericul nu va împărăți veșnic. Evident, întunericul împărățea atunci. Poporul care umblă în întuneric, era un popor care umbla în întuneric. Jugul care apăsa asupra lui, versetul 4, încălțăminte purtată în învălmășala luptei, haină de război, tăvălită în sânge, toate aceste descrieri clar sugerează război, sugerează criză destul de mare. Din nou, criza cu care s-a confruntat Israel în secolul 8 este criza asiriană. De fapt, mai devreme de secolul 8, începând încă din 800 și secolul 9 chiar, și apoi în secolul 8, până undeva prin jumătatea secolului 7, când se ridică, Babilonul cade, când este cucerit de medoperși sau medopersani și atunci nu mai este nici Asiria, nici Babilonul, sunt medopersanii. Medopersanii sunt cuceriți de
macedonieni, Alexandru cel Mare. Alexandru Macedon Mare moare, romanii cuceresc pe greco-macedonieni. De fiecare dată e o împărăție care domnește peste acest popor. În capitolul 9, împărăția este încă Asiria. Ne aducem aminte că puțin mai târziu, în capitolele 36-37 din cartea Isaia, Asiria se apropie din nou amenințător. Ezechia literalmente se sperie fiul lui Ahaz și Dumnezeu vorbește din nou. Îl trimite pe Isaia din nou și de data aceasta împăratul Ezechia, spre deosebire de tatălui, acceptă prorocia, nu își încalcă valorile, nu trimite nimic asirienilor și ne aducem aminte, îngerul Domnului vine și 185.000 de soldați asirieni mor. Este un act al credinței, practic. Capitolul 9 se înscrie în acea criză asiriană în care Dumnezeu anunță și observăm că un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, domnia va fi pe umărul lui. Clar, Isaia de data asta îl identifică și mai bine pe Mântuitor, Dumnezeu tare, părintele veșnicilor, un împărat, nici David nu e numit vreodată nici Dumnezeu, nici părintele veșnicilor, nici Domn al păcii. Deci clar, acest capitol al 9 este o iluminare și mai mare a capitolului 7, versetul 12, în contextul crizei asiriene de data asta. Este vorba și aici despre un copil istoric, să zic, născut atunci, sau este doar pur și simplu inserată pe lângă cuvântul Domnului adus în contextul istoric o porțiune care nu are legătură cu realitatea istorică, acest copil și această descriere? Eu cred că ambele dimensiuni se regăsesc în capitolele 7 și în capitolele 9. Eu cred că tema nașterii este o temă comună, se referă, cred, la acel eveniment. Nu suntem conștienți, cel puțin în capitolul 8 nu se schimbă nimic care să alunce lumină nouă asupra identității copilului. Deci cred că este același copil. Observați, nașterea este garantată într-un fel, adică ea s-a întâmplat, pentru că în capitolul 7 spune clar, înainte ca acest copil să cunoască binele și răul, să mănâncă lapte și miere și așa mai departe. Deci clar e vorba de un copil care avea să se nască exact în acel context. Dar ce se întâmplă din nou? Aici chiar mai puternic decât capitolul 7, copilul este identificat nu doar ca fiind cel care s-a născut atunci, ci un copil cu alte atribute, cu alte caracteristici supraomenești și clar în momentul acela. Dar n-aș putea să spun exact cum ar fi reacționat oamenii care au auzit pentru prima oară în vremea lui, nu știm 100% dacă devenise deja Ezechia împărat sau încă era Ahaz, dar să presupunem că i s-a avut o audiență care a auzit. Nu pot imagina la ce s-au gândit în momentul acela. Probabil că au fost tulburați. Din nou, vorbind de context, întuneric, luptă, sânge, haine tăvărite în sânge, să auzi despre acest lucru, cred că cei mai mulți probabil anticipau un copil salvator, un fel de Mesia, ca împăratul David, care să se ridice și să devină atât de mare încât să risipească toți dușmanii. E mult mai mult aici decât și-ar fi imaginat ei. Cum citează autorii Noului Testament această profeție în scrierile lor? Isaia 9:6 e anticipat de pildă în Luca 1:35, unde vorbește despre Sfântul care se va naște din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Deci din nou e legat de Dumnezeu în Isaia 9:6, el este numit Dumnezeu tare. Luca 2:11 din nou este numit Domn, Hristos Domnul, în Isaia 9:6 este numit Domn al păcii și sunt diferite paralele, dacă le-am putea numi așa, dar niciuna dintre ele nu este la fel de clară ca paralela pe care Matei a făcut-o cu Isaia 7:14, pe care îl citează verbatim. Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și veți spune numele Emanuel. Nu avem în Noul Testament o citare literalmente identică cu cea din Isaia 9:6, dar sunt anumite părți din aceste titluri pe care le vedem. Și apoi, bineînțeles, dacă coborâm în versetul 7, domnia lui să crească, sunt chiar în Vechiul Testament anumite
anumite versete, de pildă în Ieremia 33 cu 15. În zilele acelea și în vremurile acelea voi face să răsară lui David o odrazlă care va înfăptui dreptatea și judecata în țară. Din nou, Isaia 9 cu 7, el va aduce judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Deci Vechiul Testament preia, Dumnezeu inspiră prin aceste prorocii. Avem în Daniel de asemenea imaginea aceasta, Dumnezeu va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată, ea va sfărâma, va nimici, îi se va da stăpânire. Dar în Noul Testament, concret, încă nu avem o citare literală a lui Isaia 9 cu 6, 9 cu 7, ci doar avem cuvinte cheie din aceste versete pe care Noul Testament le preia. Cum s-a raportat biserica de-a lungul istoriei la pasajul acesta? Și aici ne referim chiar la poate părinții bisericii și la alte scrieri, cum au văzut și au interpretat pasajul acesta din Isaia 9 cu 6. În primul rând, acum nu cunosc sincer toate detaliile din istoria patristică, de pildă, cu privire la aplicarea acestui text, dar pot spune cu certitudine că unii părinți bisericești, în special părinții bisericești timpurii, adică cei care au scris sub provara persecuțiilor, cei care au făcut apologeții, mai ales primii apologeți, care au scris în timpul Imperiului Roman Păgând, deci înainte de secolul IV, când Constantin cel Mare a recunoscut legalitatea bisericii. Deci ei au folosit o parte din aceste versete. Gândește-te că aici vorbim de identitatea lui Hristos prorocită cu 730-740 de ani înainte, și unul din argumentele părinților bisericești, apologeții timpurii, a fost exact această putere, cum spuneai, anticipatorie a prorociei, nu doar în Isaia 9, dar vorbim și de Isaia 53, în care tabloul răstignirii, a patimilor, este atât de clar, încât e aproape greu să-ți imaginezi o altă persoană. Deci biserica a folosit acest pasaj și în special atributele lui: minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părinte al veșnicilor, Domn al păcii, care clar descriu atribute divine. Deci nu mai e un copil care se naște dintr-o virgină, nu mai este unul din atribute, sunt o serie de atribute care se aplică acestui fiu pe care unii din părinții bisericești le-au folosit. Deci în contextul apologetic împotriva păgânismului și, bineînțeles, împotriva persecuției romane, Celsus și alți păgâni care au lovit destul de tare biserica creștină. Avem, a fost menționat și textul din Mica și ar vrea să ne ducem și spre textul din Mica, această prorocie. Care este contextul care ea apare și ce ne spune, de fapt, Dumnezeu prin intermediul acestui cuvânt? Corect. Mica, din fericire pentru noi, pentru că nu trebuie să schimbăm contextul istoric, Mica a fost contemporan cu Isaia, în parte. Dacă ne uităm în Mica 5, e tot un context de judecată. Okay? Noi de obicei folosim versetele astea: și tu, Betleeme, frata, măcar că ești prea mic. Dintr-o dată infuzăm aceste experiențe cu o doză de bucurie, când de fapt nu prea era bucurie. Mica 5 cu 1: strângeți rândurile în cetate, ceata Sionului, că suntem împresurați. Vă dați seama de temerile care existau. Judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua pe obraz. Versetul 6: ei vor pusti țara Asiriei cu sabia, țara lui Nimrod cu sabia scoasă din teacă, ne va izbăvi de asirian. Deci încă rămâne în secolul 8 împărăția Asiriei, ăsta este contextul. Dacă ne uităm la Isaia 7 și extrapolăm principiul slăbiciunii, și anume nașterea unui bebeluș, în contextul în care Ahaz avea nevoie de putere, nu de un bebeluș, și comparăm această temă a slăbiciunii din Isaia 7 cu tema din Mica 5, și aici domină exact aceeași temă a vulnerabilității. Tu, Betleeme, frata, măcar că ești prea mic. Din nou, ai un bebeluș
de care Ahaz n-are nevoie, nu-l interesează bebelușii, el vrea care de război, vrea armament. Și în Mica 5 ai Betleem Efrata, măcar dacă ar fi fost, nu știu, ceva mai aproape de Ierusalim, chiar Ierusalimul, adică căpetenia asta care va ieși măcar să se nască puțin mai evident, să iasă puțin mai mult în lumină. Marea majoritate a împăraților păgâni din vremea aceea își redefineau originile în Egipt. Știm foarte bine că faraonul avea origini divine și erau mituri pe care le scriau preoții din fiecare dinastie ca să întărească acele convingeri că faraonul era divin, la fel și ceilalți împărați. N-aveai oameni obscuri, ieșiți din anonimat, în care nimeni nu știa. Deci nu, ăsta era un semn de slăbiciune. Și este incredibil că Dumnezeu inspiră acești doi mari proroci, dându-le două simboluri de slăbiciune și vulnerabilitate. Pe de o parte, copilul din Isaia 7, pe de altă parte, acest conducător, această căpetenie din Mica 5. Efrata, știm despre Efrata, era o zonă undeva în munți. Ne aducem aminte că este o regiune din mijlocul căreia s-a născut și prorocul Samuel. În cartea 1 Samuel, din nou, Dumnezeu alege o familie, familia lui Elcana, Ana și Penina, o familie cu probleme într-un templu, sau mă rog, un altar cu probleme la Shiloh, cu preoți corupți. Numai un cadru perfect nu era acela și Dumnezeu se specializează în astfel de vremuri de criză ca, așa cum spune Apostolul Pavel, în aceste vase slabe, puterea să fie a Lui și nu asumată de noi de oameni, pentru că atunci când noi ne asumăm, mândria ne împinge în cădere și Dumnezeu vrea toată gloria pentru El, nu neapărat că e un Dumnezeu egoist și nu suportă competiție, nu, 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 ci pentru că e un Dumnezeu adevărat. El știe că doar în El există glorie desăvârșită, nu în ființa umană. Deci și contextul ăsta ar fi aproape identic cu cel din Isaia 7. Cum este luat textul acesta de către preluat de către evangheliști textul acesta și cum îl citează ei? Când vorbim de citarea textului din Mica 5 în Noul Testament, vorbim în primul rând de două pasaje principale. Pasajul din Matei 2 cu 6 este momentul în care ne aducem aminte, Irod se interesează pentru că a primit vestea de la acești înțelepți din Persia că s-a născut un împărat în Ierusalim și atunci îi cheamă pe înțelepți și înțelepții spun, citând din Mica 5 cu 2, și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda. Este citatul acesta și dacă ne uităm în Matei 5 cu 2, citatul nu este neapărat verbatim, adică diferă puțin și motivul este ușor de explicat. Rabinii în vremea aceea, când citau un text din Vechiul Testament, îl puteau cita verbatim, adică cuvânt cu cuvânt, sau pur și simplu îl puteau parafraza, din nou adăugând un cuvânt sau dezvoltând ușor contextul. La fel se întâmplă și în Matei, este absolut în uzanța culturală din vremea aceea să se întâmple așa. Și celălalt pasaj este pasajul din Ioan 7 cu 42, unde din nou cineva răspunde și spune, nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânța lui David și din satul Betlehem unde era David? De ce sunt importante aceste profeții pentru noi cei de astăzi? Deci am văzut cele trei profeții și ele au adus înaintea noastră un anumit mesaj. La ce ne ajută pe noi astăzi aceste profeții? Să știm că ele sunt acolo în Vechiul Testament, să știm că ele și-au găsit împlinirea în Noul Testament. Cum ne ajută cunoașterea acestor profeții? Aș spune că sunt două motive principale. În primul rând este motivul scriptural, motivul teologic. Este foarte important să înțelegem că acești proroci au avut cu sute de ani înainte certitudinea că Dumnezeu va lucra într-un mod extraordinar. Este foarte greu și pentru un agnostic sau un ateu să explice un text vechi de 800 de ani care se împlinește cu o acuratețe minuțioasă 800 de ani mai târziu. Deci, din punct de vedere teologic al integrității Scripturii, e foarte important pentru noi să știm că credința noastră se bazează pe aceste texte care s-au împlinit
în detaliu. În al doilea rând aș spune, al doilea motiv ar fi unul personal, chiar unul existențial. Ambele pasaje din Isaia 7, Mica și Isaia 9 sunt pasaje pe care Dumnezeu le adresează în vreme de amenințare mare. Și cred că trăim astăzi într-o vreme de amenințare cu pandemia, cu această prognoză economică, milioane de morți până acum, mă rog, din toate cauzele, nu doar din cauza pandemiei, dar vorbim de vremuri împovărătoare și cred că așa cum în vremea lui Ahaz, a lui Ezechia și mai târziu în timpul lui Mica, au venit aceste răspunsuri de la Dumnezeu într-o vreme de criză, ele vin nu neapărat pe un fond de bucurie, repet, globurile, luminile, cadourile sunt foarte frumoase, dar contextul acestor prorocii este un context de apăsare în care Dumnezeu spune soluția mea pentru voi este credința în lucrurile aproape imposibil de imaginat. Că atunci când ai nevoie de sănătate, ai nevoie de bani, ai nevoie de putere, Dumnezeu îți spune îmbrățișează acest copil. E un semn al vulnerabilității. Acceptă-l prin credință, bazează-te pe mine, lasă-mă să-ți transform viața. În sensul ăsta aș spune că sunt foarte importante pasajele din Vechiul Testament pentru noi astăzi. Mulțumesc mult pentru această bogăție de informații și de învățătură pe baza ceea ce găsim în Vechiul Testament. Apreciez mult înțelepciunea și accentele care au fost puse cu privire la aceste scriere ale Vechiului Testament. Acum, pe final, dacă ai dori să transmiți ca o concluzie, așa, un mesaj pentru cei care ne urmăresc legat și de aceste sărbători. Da, mă gândeam la un citat din C.S. Lewis, care de obicei nu a vorbit foarte mult despre naștere, a vorbit mult de patimile Domnului și multe alte subiecte, dar C.S. Lewis, când a vorbit despre naștere, printre altele a spus, niciodată un lucru atât de mic ca ieslea nu a adăpostit o ființă atât de mare. Și din nou, C.S. Lewis, când vorbește despre naștere, vorbește despre un miracol aproape inexplicabil. Dumnezeul infinit al Universului se limitează pe sine într-un loc murdar, într-un loc neonorant, chiar dezonorant. Dacă ne gândim, când magii au venit în Ierusalim, au venit direct la palat. Și asta oarecum demonstrează mentalitatea nu doar a lor, ci a omului de astăzi. Când te gândești la divinitate, te gândești la ceva infinit, ceva măreț. Ori Dumnezeu s-a redus pe sine atât de mult, încât nu există o religie care să se umilească atât de mult, la fel cum semnul distinctiv al creștinismului, care este crucea, un simbol al unei metode de execuție barbarice și dezonorante. Când cineva era executat prin crucificare, nu era doar omorât, era umilit. E ca și cum ai purta la gât un scaun electric sau un podium de spânzurătoare. Dumnezeu lucrează prin aceste lucruri pe care celelalte religii se feresc să le includă pentru că sunt dezonorante. Dumnezeu le îmbrățișează ca să ne arate că El pășește în mijlocul suferinței. E mesajul pe care l-am pentru mine, pentru noi, în vremuri în care căutăm deseori izbăvire de la clasa politică, de la instituțiile medicale, locuri care dezamăgesc de multe ori. Eu cred că Dumnezeu ne reamintește să nu-L asemănăm cu nimeni, să nu-L punem alături cu nimeni, să-L onorăm ca Dumnezeu și atunci El ne va binecuvânta. Mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune și pentru tot această învățătură de care am avut parte și pentru toți cei care ne urmăresc în aceste momente. Le spun că este un mesaj extraordinar pe care aceste prorocini l-au adus înaintea noastră, cel mic și neînsemnat, Hristos, care a părut mic și nesemnat în ochii lumii pentru vremea în care El s-a născut, dar și copilul care s-a născut în vremea prorociilor care au fost făcute cu această simbolistică a lui Mesia care va veni, ne arată nouă tuturor că trebuie să ne agățăm de soluțiile lui Dumnezeu mai mult decât de soluțiile noastre. Dumnezeu să ne ajute, să ne ajute pe toți să înțelegem că în ciuda crizelor Dumnezeu are o soluție și această soluție de fapt este salvatoare pentru noi. Vă doresc tuturor o seară bună și la revedere!